Un cunoscut hipermarket din Năvodari a fost închis temporar de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța. Inspectorii au găsit mai multe nereguli: produse expirate, spații frigorifice neigienizate, cu praf, resturi alimentare, impurități, cu ventilatoarele de la agregatele de răcire cu depuneri masive de praf, rugină sau gheață, dar și tăvi pline de grăsime. Într-un cuvânt, foarte multă mizerie. Pe lângă închiderea locației din Năvodari, au mai fost date și alte sancțiuni. 36 de amenzi contravenționale în valoare de 238.000 de lei, 7 avertizmente, oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 2.000 de lei și propunerea emiterii deciziei de încetare a practicării comerciale incorrecte pentru 2 unități. Comisarii de la Protecția Consumatorului au verificat în total, într-o acțiune ce s-a desfășurat în mai multe zile, 12 hipermarketuri din județul Constanța.